Rusia desfășoară un război din umbră împotriva vestului, spune premierul Estoniei. Acesta cere o coordonare mai bună între țările Uniunii Europene pentru a face față amenințărilor hibride. Cu mai multe detalii se alătură colegul meu, Felix Damian, Aleph News. Bine te-am găsit, Felix. Bună, Marian! Ce tipuri de atacuri hibride desfășoară Rusia împotriva țărilor din vest? Au fost denunțate sabotaje de diverse tipuri, război electronic și spionaj. Estonia, care se învecinează cu Rusia, a observat o creștere masivă a acestor activități. Premierul Kaja Kallas a spus că, pe măsură ce războiul din Ucraina evoluează în favoarea Rusiei, atacurile asupra națiunilor de pe linia frontului, cum ar fi Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, dar și Polonia, devin tot mai frecvente. De exemplu, în Estonia, un profesor universitar a fost arestat recent pentru spionaj în favoarea Moscovei, iar 13 persoane au fost de asemenea reținute de poliție pentru atacuri organizate de serviciile de informații militare rusești. În plus, zborurile între Finlanda și Tartu au fost perturbate de bruiajul semnalelor GPS de către Rusia. Și astfel de atacuri nu sunt evenimente izolate, ci fac parte dintr-o campanie mai amplă de subminare a stabilității, după cum spune premierul Kallas. Felix, dar cum afectează aceste atacuri stabilitatea și securitatea în Europa? Sabotajele și spionajul creează incertitudine și tensiune în relațiile dintre statele membre. În Lituania, președintele Gitanas Nauseda a avertizat despre posibile acte de sabotaj în viitor. În Polonia, de asemenea, premierul Donald Tusk a raportat arestarea a 9 persoane suspectate de violențe și incendieri la ordinul serviciilor rusești. De asemenea, sabotajele asupra infrastructurilor critice, cum sunt conductele de gaze sau cablurile de telecomunicații, așa cum am văzut în Marea Baltică, amplifică riscurile. Aceste acțiuni subminează încrederea europenilor, practic în capacitatea guvernelor de a-i proteja. Dar ce măsuri propune Estonia pentru a combate aceste amenințări? Estonia propune mai multe măsuri, de altfel, pentru a combate amenințările tot mai intense hibride ale Rusiei. Premierul Kaja Kallas solicită o discuție la nivel european coordonată pentru a stabili până unde pot merge aceste activități pe teritoriul european. Kallas crede că ar trebui să existe un schimb mult mai rapid și mai larg de informații între țările membre și publicarea cât mai multe detalii despre aceste atacuri pentru a ne putea apăra la nivel comunitar. Și de asemenea, Estonia susține o inițiativă cehă de limitare a vizelor pentru diplomații ruși pentru a reduce posibilitatea ca aceștia să fie expulzați dintr-o țară și să continue activitățile sub acoperire în altă țară europeană. Felix, îți mulțumesc mult pentru informații.